Moment important pentru români din Timoc la Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru români de pretutindeni. Directorul general al Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, profesor dr. Nicolae Brăznea, a semnat joi, 22 februarie, cu Zavi Șăjur, președintele Asociației pentru Cultură Românilor Vlahilor din Serbia, Ariadne Filum, un protocol de colaborare pe mai multe proiecte, pe teme de educație, cultură și spiritualitate românească. Un document similar a fost semnat și cu directorul Timoc Press, Dușan Prăvulovici. Institutul Eudoxiu Hurmuzachi are o colaborare îndelungată cu comunitatea românilor din Timoc. Astăzi ați semnat niște protocoale cu Asociația Ariadne Filum și Comitetul pentru Drepturile Omului din Negotin. Spuneți-ne câteva cuvinte despre aceste protocoale. Aceste protocoale nu fac altceva decât vor consfinți pentru anul acesta proiectele pe care le-am stabilit de comun acord să le implementăm în zona Timocului. Cu prima asociație este vorba de o serie de conferințe pe educație, cultură și spiritualitate românească, iar cu Timoc Press-ul vom avea de asemenea câteva emisiuni prin care vom... Tema emisiunilor va fi limba română, civilizația românească, spiritualitatea românească, iar mai mult decât atât vom avea și alte evenimente punctuale pe care le vom sprijini. Este vorba de editarea, traducerea și în același timp editarea unei cărți de istorie pentru Valea Timocului și pentru calendarul românilor de pretutindeni vom gândi împreună un eveniment dedicat românilor de pretutindeni, ultima duminică din luna mai, dar în același timp vom organiza un eveniment și cu ocazia sărbătoririi limbii române, este vorba de 31 august. Dar cele două evenimente amintite acum vor fi generate de fapt de cele mari, adică de primele amintite. Este vorba de acele conferințe pe care le vom sprijini în 20 de localități în zona Timocului și de emisiunile pe care le vom realiza de comun acord cu Timoc Press. Principala problemă cu care se confruntă românii din Timoc este păstrarea identității naționale. Este un risc iminent. Ce rol își poate asuma Institutul Eudoxiu Hurmuzachi în această problemă? Misiunea Institutului este aceea de a păstra și promova identitatea românească, atât în comunitățile istorice din jurul granițelor, cât și în diaspora, dar și în alte comunități. Pentru Valea Timocului, sigur, vorbim despre un spațiu unde situația este puțin și mai sensibilă, dar și specială, are particularitățile ei. De aceea vom sprijini tocmai aceste proiecte care vor evidenția faptul că acolo se vorbește o limbă românească, o limbă română, că de fapt în această limbă ei își exprimă gândurile, speranțele și necazurile și că de fapt toată spiritualitatea din zona Timocului este o spiritualitate care se exprimă prin limba română și nu orice altă formă de colaj sau de redefinire a limbii române. Se știe foarte clar, rădăcina limbii române este limba latină, acolo se vorbește limba română și noi vom găsi acele formule de evenimente și proiecte prin care să sprijinim menținerea limbii române, dar în același timp și promovarea ei. Și când mă refer la promovare, mă gândesc atât la generațiile de copii din cadrul familiilor, dar și la microclimatul în care ei trăiesc în Valea Timocului. Mulțumim!